Stimați frați, așa cum suntem ridicați, aș vrea să vă invit să mai deschidem cuvântul Domnului și în cartea Doi Împărați, capitolul 5 și vom citi câteva versete, începând cu versetul 10. Doi Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 10. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te, și scaldă-te de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat. Și s-a întors și a plecat plin de mânie, dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Amin! Vă invit să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru că am posibilitatea și harul ca să fiu din nou cu dumneavoastră la aproximativ distanță de un an în casa Domnului. Dau slavă Domnului pentru aceasta și vă aduc salutul fraților și surorilor din Moldova cu har, pace și binecuvântare în numele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, vreau ca să mulțumesc cu ocazia aceasta fraților din Biserica dumneavoastră, din Departamentul de Ajutorare, cei care ne-au vizitat pentru prima dată anul trecut, în vara anului trecut fratele Ionică, împreună cu uh, ceilalți frați, cu fratele Manu, cu fratele Cornelțer Mureș și cu fratele Dan Paul, dar uh, sper că au venit cu vești uh, bune din Moldova. Am putut să petrecem puțin timp, să poată să vadă anumite uh, lucrări, biserici, slujire și într-un mod cu totul deosebit acele lucrări despre care dumneavoastră doar ați auzit. Auzind, ne-ați crezut. Crezându-ne, ați fost alături de noi, ne-ați ajutat și frații au putut ca să vină și să le vadă și doresc ca Domnul să binecuvinteze întreaga lucrare. Mulțumim Domnului pentru lucrarea care domnul ne-a dăruit o în, în ultimul an împreună cu fratele Ivan și împreună cu alți frați am putut ca să mai dezvoltăm o lucrare de ajutorare în creșterea bisericilor micuțe și în deschiderea bisericilor noi prin evangelizarea pentru copii și vara trecută domnul ne-a ajutat și împreună cu ei împreună cu trei grupuri de voluntari din Moldova, am putut să organizăm 30 de săptămâni de evangelizare pentru copii în 30 de localități, la care au participat peste 4.418 copii, peste 2.000 dintre ei au ieșit în față la pocăință și 198 de părinți. Și mulțumim Domnului. Urmează și ne rugăm, ne pregătim ca anul viitor să putem să ajungem să depășim cu voia Domnului numărul de peste 100 de sate. Mâine și poi mâine avem o conferință aici în Tacoma pentru frații veniți din Republica Moldova, din coasta de vest a Statelor Unite, din California, Oregon și Washington, și vrem ca să putem să ne unim, să ne motivăm și să putem să grăbim venirea Domnului Isus Hristos prin câștigarea câtor mai multor suflete pentru Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Cu ocazia aceasta vreau să vă invităm. V puteți vara veni, puteți trimite tineri, fără vreun plan foarte strict, pentru că timp de trei luni de zile, începând de la 1 iunie și până la sfârșitul lui august, cu voia Domnului vom fi prezenți în același timp, cel puțin în 10-15 sate deodată, unde vor fi instalate corturile pentru evangelizare, așa cum noi practicăm, și timp de o săptămână stăm acolo de dimineață până seara și uh, lucrăm cu acei copii, lucrăm cu acei părinți. Spunea unul dintre frații noștri uh, care răspunde de misiune în comunitate la, la noi, spunea, zice, forma asta de evangelizare zicea, el este cea mai puternică, e ca o ploaie de aia șobănească. Dar voi la Seattle știți ce-i ploaia ce, -i ploaie, ce e ca o ploaie din asta care plouă și răzbate, știți? Eu mă miram, copiii vin lunea, nu știu nimic de Domnul. Mergeam pe la, pe la aceste evangelizări și mă gândeam, Doamne, ce o să facă voluntarii noștri? 25 de, de frați și surori cu 100 de copii care, știți, scape vremea, celor din Ninive, nu știu de dreapta, nu știu de stânga, nici de educație, nici de ascultare, așa veneau luni. Iar joi, ei, acei copii, au program de evangelizare pentru părinții lor. Doar în trei zile și jumătate am văzut, și fratele Ivan este martor, am văzut minunea transformării prin puterea Duhului Sfânt. Altceva nu era nimic minunea transformării. Și părinții când au văzut asta, au văd schimbarea, vin, ascultă cum copiilor mărturisesc de Domnul, copiilor se duc acasă, mărturisesc schimbarea din viața lor și părinții de asemenea sunt atinși, slăvit să fie Domnul. De asemenea, de fiecare dată vin cu anumite nevoi și sunt încă multe alte nevoi, dar îi spuneam fratelui Vasile astăzi la telefon, Recent, acum în februarie, am avut un incendiu la un centru național, era adunarea tuturor slujitorilor din Moldova. Ne adunasem acolo pentru o săptămână să avem un seminar de creștere spirituală, de zidire, de învățătură, am 300 și ceva de slujitori, dar a luat foc un depozit care era lipit de sala de conferințe. În timpul seminarului de seară și, bineînțeles, focul a distrus depozitul în întregime, a distrus o bună parte din acoperiș și apoi toată sala de conferințe, scaunele, fumul, pentru că în depozit erau saltele pentru vară, pentru copii acolo, pentru toate programele care erau planificate și dacă va fi cu putință să puteți să fiți alături de noi, pentru că este vorba de o remodelare destul de costisitoare acum, să putem să dăm cât mai repede în funcțiune, pentru că pentru vară sunt foarte multe activități planificate acolo, conferințe de tineret, conferințe cu slujitorii, iar avem planificate seminarii și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să putem să restabilim tot ceea ce incendiul a distrus. Domnul să vă binecuvinteze! Frate și surori, aș vrea ca în seara aceasta, la timpul care îl avem la dispoziție, să ne uităm în cuvântul Domnului. Am citit despre Naman, cunoaștem foarte bine istoria acestui om, cunoaștem foarte bine starea lui, cunoaștem modul în care el a ajuns să audă despre Dumnezeu, despre... Omului Dumnezeu, modul în care el, datorită bolii incurabile pe care o avea în trupul lui, a decis să meargă la omului Dumnezeu și să ceară, să caute vindecarea. Și Scriptura ne spune că el s-a dus cu 10 talanți de argint și am încercat așa să aproxima, aproximez. Uh, acești 10 talanți de argint, aproximativ uh, vreo 300 și ceva, 350 de kilograme de argint. Apoi Scriptura ne spune că el a mai luat încă 6 sicli, 6.000 de sicli de aur, adică încă vreo 66 de kilograme de aur. Am încercat să aflu care ar fi valoarea și am găsit în anumite materiale ajutătoare că la Valoarea anului 2004, omul acesta a venit cu daruri în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari. Nu știu cât ar fi azi, în 2024, însă prin anul 2004 eu veneam în Statele Unite și pe atunci, cu 15 dolari, alimentai ușor mașina. Uh, nu de mult mi-a dat un prieten aici o mașină și am mers ca să alimentez. Și prima dată când am mers să alimentez, am crezut că s-a stricat numărătoarea de la pompă. 80, 85, 90, 95, 100, 105 și tot zic, nu se mai oprește și s-a oprit. S-a oprit pe la vreo 108 dolari. Voi știți mai bine starea și inflația cei care erați în 2004 și cei care sunteți aici, dar și 4.000 eu cred că e mult. De ce? de ce am făcut calculul acesta? Pentru că m-am uitat la afirmația făcută de slujitorii lui, care au venit la el și au spus, părinte, păi tu ai fost gata de o investiție așa de mare nici nu mai știu cât costau cele 10 haine. Biblia spune că a venit cu uh, talanți de argint, cu sicli de aur și a mai venit cu câte haine? 10 haine. Faptul că el a venit cu 10 haine, pe vremea aceea, eu cred că erau scumpe. Erau scumpe, pentru că altfel nu, nu putea nu putea să fie puse alături de, de talanți, de argint și de sicli de aur. Însă n-am găsit valoarea. Cât am căutat eu ca să găsesc cumva, nu am găsit valoarea, dar ajunge 4 milioane. Acum vreau ca să stăm noi și să putem vedea înaintea noastră imaginea aceasta. Pe de-o parte, omul acesta era gata pentru așa o mare investiție, și pe de cealaltă parte i s-a spus un lucru atât de simplu și fără nici un cost. Du-te și te coboară de șapte ori. Te-ai coborât odată, te-ai coborât ridicat, merge a doua oară, intre de șapte ori în apă, vei fi curat, carnea ți se va face curată. Și slujitorii vin la el și încearcă, așa cu atenție, bineînțeles, ca un slujitor în fața unui stăpân, cu atenție ei se duc și spun, Părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu. Și vreau să păstrăm imaginea aceasta în mintea noastră și să mergem, vă rog, în Noul Testament, acolo unde Apostolul Pavel scrie către Biserica din Roma. Și dacă ne ducem noi în Noul Testament, aș vrea ca să deschidem la Romani, la capitolul 12, și acolo este un verset foarte scurt pe care noi îl cunoaștem bine și îl cunoaștem pe de rost și de multe ori îl folosim, de multe ori îl spunem. Versetul 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Am făcut o analiză a comportamentului vieții noastre și în seara asta nouă Dumnezeu ne-a vorbit. Noi trebuie să fim foarte atenți că în cer nu se ajunge oricum. Amin? Noi trebuie să fim atenți. Avem cuvântul Domnului, cuvânt îndreptarul învățăturii sănătoase. Și să știm că pentru a ajunge în cer, noi trebuie să ținem cont de cerințele cerului. Și cerințele cerului sunt în scriptură. Și Biblia ne învață printre toate celelalte învățături, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Analiza pe care eu am făcut-o și rezultatul acestei analize a fost următoarea. În ceea ce privește a doua parte a versetului acesta, noi creștinii, noi credincioșii, noi mă refer chiar în primul rând, mai aproape, strângem cercul și pot să spun cu tărie, da, noi credincioșii pentecostale, într-o măsură destul de bună, pot să spun, împlinim a doua parte a versetului când este cazul de a plânge cu cei ce plâng. Fie că este vorba de o suferință, fie că este vorba de un accident, fie că este vorba de o tragedie, fie că este vorba de o nevoie, fie că este vorba... Da, noi imediat, noi ne rugăm, noi ne unim în rugăciune, noi postim, noi ajutăm financiar, noi ajutăm material. Deci, în, în măsura în care auzim despre o situație undeva unde se plânge, noi imediat căutăm să facem lucrul acesta, este după voi lui Dumnezeu, este după cuvântul lui Dumnezeu, este frumos, este bine, este nobil, este sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar, știți ce am observat? Am observat că prima parte a versetului greu o împlinim. Eu am purtat gândul acesta mult timp, l-am purtat cu mine și chiar vă mărturisesc, l-am plimbat câțiva ani în, în coace, în colo, așa se întâmplă uneori când am un gând și, și mă gândesc și am vorbit chiar cu un frate, un prieten de-al meu de aici din Statele Unite și am spus măi, uite, am, am gândul ăsta, uite, tu cum ai auzit, ai predicat și au spus frate, n-am auzit dar ar fi bine, zice, dacă Domnul ți-o dat, zice, te rog, caută și predică despre aceasta. Și el îmi zice, dacă vrei, îți dau un exemplu din viața mea personală. El a avut o problemă de sănătate foarte serioasă. Foarte. Transplant de inimă. nu e simplu. Și zice, mulți mă întreabă că cum ești, n inima lui? Nu, zice, inima e ei, motorul, dar caracterul am rămas tot eu. Transplant de inimă, suferință, spital, bani, criză economică. Și spunea el, trebuia să vând o proprietate. Și în momentul în care trebuia să vând proprietatea respectivă, exact atunci prețurile au căzut foarte mult. Și m-am rugat Domnului și am spus Doamne. Ajută-mă! Și Dumnezeu i-a trimis un cumpărător care i-a dat un, un preț foarte bun pentru proprietatea respectivă și el sună pe o soră de-a lui și zice, uite, tu știi starea mea, uite, Dumnezeu m-a binecuvântat, uite cu cât am vândut pământul acela. Și zice, dar sora mea nu se bucură. Eu zice, am rămas șocat. Îi spun a doua oară, tu știi starea mea nu se bucură când a auzit cu cât a vândut el. Și zice el, am sunat pe o altă soră și îi spun la cealaltă sora mea, uite, tu știi starea mea așa, aia când a început să strige, slavă Domnului, mă bucur pentru tine. La care el îi zice, măi, dar uite, am sunat tot la sora noastră și nu s-a bucurat. Oare... Și ea îi zice, ea n-a învățat lecția asta. Dragii mei, eu am stat și m-am gândit, Doamne, de ce noi, eu, eu m-am prins pe mine de multe ori în starea asta. Când am văzut la cineva că Dumnezeu l-a binecuvântat, și primul gând, n-a fost să mă bucur, primul gând, ceva. Am descoperit că. Problema numărul unu în calea bucuriei să te bucuri de binecuvântarea cuiva este invidia. Invidia este păcatul care distruge cele mai apropiate și intime relații posibile. Pentru că invidia a produs prima moarte și prima crimă din istoria omenirii. Dacă ne uităm în Scripturi și citim cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 4, cunoașteți foarte bine, când Abel și Cain au adus jertfă și Cain imediat ce a făcut? L-a invidiat. Dar cum așa? Uite, Dumnezeu a privit către el cu plăcere. Frate de cort. Și aș vrea ca să vă spun, și în seara aceasta, să mergem pe, pe ideea care am avut-o din cuvântul Domnului: ușa, calea neprihănirii, să intrăm pe calea neprihănirii, să intrăm pe poarta neprihănirii, dragii mei. Noi trebuie să vegem la lucrul acesta. Frate de corp, frate cu frate, frații lui Iosif, când au văzut, că Iosif este binecuvântat. O, oh, vine făuritorul de ce? De vise. Dumnezeu a găsit cu cale. Domnul a găsit cu cale să se uite cu bunătate spre Abel. N-a fost Abel vinovat, nu s-a -a zis Abel, vai, voi face ceva încât eu să fiu mai presus de fratele meu. A dus și el și Dumnezeu s-a uitat cu bunătate și Dumnezeu se uită spre Iosif și ei din nou îl invidiază. Și vin, zice, oh, făuritorul de vise, uitați-vă, frate cu frate, Saul, Saul împăratul îl invidiază pe ginerile lui. Eu am observat iarăși în, în, comportamentul uman, în general, socrii își respectă ginerii. Ați observat asta? Pentru că el nădăjduiește cu cât se poartă mai frumos cu ginerul, ăsta o să se poarte mai bine cu fică sa. Asta e ceva, nu se vede asta. Se poartă frumos. Saul chiar rupe, rupe legătura asta. Zice, o, oh, mie îmi dau mii și lui îi dau zecile de mii. Invidia. Și aș vrea în seara aceasta ca noi să veghem asupra acestui fapt, să-l descoperim, să-l descoperim la noi. Spunea, știți, spunea cineva odată, băi, frate Romică, zice, invidia chiar la voi, la păstori, zice. Zic, da, da, poți să-mi dai un exemplu? Zic, da, zic, eu am terminat casa, am chemat pe păstor să facă o rugăciune, să binecuvinteze casa, dar el umblă prin casă și să-i da, oh, de unde tailele astea ai luat? Dar de unde? O, oh. și el în loc să binecuvinteze casa, el îmi invidiază tailele. Și la noi poate să vină asta. Și trebuie să veghem pentru că dacă ne uităm la modul în care diavolul este cel care vrea să lege pe om, dacă nu descoperi invidia la timp și nu o oprești, că Domnul îi zice lui Cain, păcatul stă și ce face? Pân? Pândește, dar tu ce să faci? Să-l stăpânești. Invidia nestăpânită, știți ce face? Duce la ură. La început doar îl invidiezi, după aceea încep să-l urăști. Cain a început deja să-l urască pe fratele său. Saul a început să-l urască pe ginerele lui. Frații lui Iosif au început să urască și găsim în Scriptură multe alte exemple când de la invidie, o invidie neoprită, Că iarăși, hai să recunoaștem, ea vine, pândește la ușă. Dar în momentul în care nu este oprită, merge stabil, dar a apărut acolo invidia. Și unul dintre ei, venind în concediu, îi spunea prietenului meu așa, pentru că se cunosc mai bine, și câteodată îmi vine așa câte un gând să iau o pușcă și să-l împușc pe fratele meu. Și vreau ca să vă spun ceva, invidia nu atât de mult lucrează acolo, în stradă, că noi pe aia nu prea -i știm. Nu -i știm cine sunt, viața au invidia, păcatul acesta, spuneam la început, distruge cele mai apropiate relații de familie, de comunitate, de biserică, că noi ne știm, băi, ăsta nu de mult a venit și uite la el. Spunea cineva, zice, m-am dus la lucru cu o mașină mai scumpă și nu m-am văzut bosul de sus, zice, de la fereastra biroului, cu ce mașină am venit în parcare și când am intrat, o zis, ai e mașina ta? Da, de mâine nu mai vii la lucru. Invidia! Invidia! Invidia au venit și la ăsta și de mâine nu mai vii la lucru. Neoprită, nestăpânită, ea duce la ură și ura duce la gânduri mișelești. Cain ce-a făcut? I-a zis fratelui său, hai să mi Că astea erau gândurile. Spuneam eu cu altă ocazie, când eram copil mic, tata nu mi-a dat voie să merg la sanie, nu mi-a luat schiuri, că zis, sania și schiurile rup șoarele și mâinile ai să treci și fără sanie. Așa a fost el. Însă mama când tata nu era acasă, și dute puțin, dar să vii de vreme. Dar știți cum e de vreme de la sanie? Vă aduceți aminte când erați copii? Mă urcam în deal, mă așezam pe sanie și ziceam, ultima dată. <laughs> și iar repede ajungeam în vale. Așa repede, încă o dată. Cam așa e și cu păcatul, nu? Te gândești, pare... Și te duci, și încă o dată, și încă o dată. Și se făcea întuneric. Și când veneam spre casă, știam că tata era cu tractorul și cu remorca, și se mai răsturna remorca. Și eu mă rugam, Doamne, fă să se răstoarne remorca, să nu fie acasă, tata. Rugăciune, gânduri. G Bine, ali erau copilărești. Eu le mărturisesc astăzi. Dar gânduri, de multe ori, vin gândurile acestea, mișelești, fraților. Ei, ca noi să putem să biruim aceasta, aș vrea ca să putem să atragem atenția la prima parte a versetului și să învățăm să ne bucurăm. Amin? Amin. Eu, după ce am învățat lecția aceasta, vă spun sincer, când cineva îmi spune ceva, frate, uite, Domnul m-a binecuvântat într-un domeniu sau altul. Știți ce fac primul lucru? Spun, mă bucur pentru tine. Amin? Mă bucur pentru tine. De ce? De ce, fraților, noi ar trebui ca să ne bucurăm de binele altuia? Pentru că nu de noi depinde binecuvântarea lui și binecuvântarea lui depinde de Dumnezeu. Amin? Dacă ne uităm în, în, Scripturi, noi vom descoperi că noi avem daruri și talente diferite. Dumnezeu ne-a făcut pe noi total, total diferiți. Dacă te uiți în, în Exodul în 30-35, Moise a zis să știți, Domnul a ales pe Beța la el, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda, l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere, știință în tot felul de lucrări, a dat putere să născocească planuri și știți dumneavoastră istoria acolo tata au vrut să mă facă tare cântăreț, am crescut în casă cu acordeonul. Și mai mult de poporașul meu nu pot cânta. Și mă uit la unii frați prin biserici, și acordeon, și chitară, și vioară, și trompetă, și una, și alta. Și fratele Ivania cântă și îmi place așa de mult. Nu am putut mai mult de poporașul meu, atât mi-a dat Domnul. Dar când văd pe altul căruia a da, dat Domnul, să te bucuri de el. Când vezi pe cineva că Dumnezeu i-a dat un har la predică, se întâmplă de cele mai multe ori când frații, predicatori, primesc un har de la Dumnezeu, tu te la urmă, pune mâna pe umărul lui și spune mă bucur că ai fost supungerea Domnului. Amin. O cântare, o slujire, o lucrare, ceva în viața personală, ceva în viața uh, uh, intelectuală, la locul de muncă. Du-te și spune, mă bucur pentru tine, în momentul în care vei spune aceasta, recunoști că Dumnezeu îi face pe oameni diferiți. Eu am doi frați de sânge. Cel mai mic... Ei, cu 21 de ani, mai mic decât mine, la 17 ani, s-a dus și el, așa cum mulți din România, s-a dus în Anglia, l-a chemat celălalt frate al nostru care era deja acolo, și ca fratele, l-a luat, l-a cazat, i-a arătat metroul, i-a arătat drumul, i-a arătat, l-a luat la lucru, totul, ca la început. Însă era acolo un bătrân englez care l-a analizat. I-a analizat pe amândoi, cred că. Și într-o zi l-a chemat pe fratele meu cel mai mic și a zis, tu nu ești pentru lopată. Dar în țara asta, ca tu să nu lucrezi la lopată, trebuie să mergi pe un drum și eu sunt gata să ți-l arăt dacă ești gata ca să mergi. Fratele meu a zis, bine. Și i-a spus, te duci și faci cursurile alea, te duci și faci acolo cursuri, acolo, încet, 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 încet până l-a ridicat la poziția de... de uh, Project manager, conducea vreo 70 de oameni, Dumnezeu l-a binecuvântat. După aia și-a înființat o companie acolo de construcții. Acum deja de vreo 5 ani s-a întors în țară, slujește într-o biserică, este ordinat, are casă, are familie în țară, compania lucrează acolo. Se duce din când în când, odată în lună, dată la două luni, mai vede, mai semnează, mai aranjează și vine înapoi când el a decis să se întoarcă înapoi, știind că îi rămâne acolo compania oamenii și cineva oricum trebuie să menajeze, să administreze, la cine credeți că s-a dus primul? La frates. Și au zis, mai Marius, tu m-ai adus, tu m-ai primit, tu m-ai hrănit, tu m-ai găzduit, tu mi-ai arătat drumul și cărarea și așa mai departe. Ești mai mare decât mine. Lucrez la lopată deja de 20 de ani aici se ajunge, eu mă duc în țară, îngrijește-te de companie și o să ai de trei ori mai mult decât îți dă asta aici. Știți ce zis, frate meu? Câte telefoane ridici tu într-o zi, eu nu ridic într-un an. Și eu nu pot așa viață. Și-s frați. Și-o zis, eu nu vreau așa viață. Eu m-am dus dimineața, mi-au spus să sap, am săpat, mi-au zis să astup, am astupat, la miază mănânc lanciu, la ora 5 am terminat lucru, mi-am pus lopata acolo, m-am dus acasă, am făcut duș, am plecat la biserică, mă duc la rugăciune, mă duc la slujirea, două doua zi vin înapoi, eu sunt mulțumit și zice, mi-ajunge, nu vreau viața asta. Diferiți. Sunteți de acord de lucrul acesta? Și noi suntem diferiți toți. De aceea, sfatul pe care își vrea ca în seara aceasta să luăm din Scripturi, nu la voia întâmplării, dragii mei, este scris, bucurați-vă cu cei ce se bucură și vă rog când mergeți acasă, faceți un exercițiu și citiți capitolul 12, cel puțin de la versetul 6, unde se spune, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, Cine are darul prorociei să-l întrebunțeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui și așa mai departe. Și apoi uitați-vă, începând cu versetul 9, dragostea să fie fără prefecătorie, fie vă groază de rău, lipiți-vă de bine. Versetul 10, iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întăietate unul altuia, în sârguință fiți fi, fără preget. 12, fiți răbdători în necaz. 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, blestemați și nu, binecuvântați și nu ble, blestemați. Fraților, ca noi să intrăm în cer, trebuie să facem astea? Vreau mai tare să aud. Ca noi să intrăm în cer, trebuie să facem astea? Trebuie. Doamne ajută-ne. Dar vă mai întreb ceva, e ușor? E ușor? Nu. Nu. Și versetul 15, după toate aceste lucruri grele, vine și spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură. E greu? Nu. Nu trebuie să postești ca lui să-i fie bine. Nu trebuie să-i dai bani ca lui să-i fie bine. Nu trebuie. El oricum este binecuvântat. Și închei cu ceea ce am început. Dacă ți-ar cere un lucru cum? Greu. Nu cumva suntem noi ca Naaman, suntem gata uneori greu, suntem gata să postim, suntem gata să mergem să ajutăm, suntem gata să dăm din banii noștri, când e vorba să plângem cu cei ce plâng. Și vin slujitorii și au spus să, să pâne, dacă ți-ar cere ceva greu, tu l-ai face. Dă-ți da ușor, de atât am citit din acolo, din împărați, ca să iau tema predicii cu care să rămânem plecând acasă. Dacă ți-ar cere ceva greu, dar să te bucuri cu cel care deja e binecuvântat, de la mine și de la dumneata, nimic nu se cere. El oricum este binecuvântat. Bucură-te, vei fi izbăvit de invidie, vei fi izbăvit de ură și de gânduri mișelești. Și Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la aceasta. Amin.